Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1878, la data de 14 noiembrie, Dobrogeare devine parte a României în baza hotărârilor luate la Congresul de la Berlin de marile puteri ale Europei. Anterior congresului, tratatul de pace ruso-turc de la San Stefano prevedea cedarea Dobrogei la sud pe o linie Rasova-Agigea de către Imperiul Otoman către Bulgaria. Ulterior, la congresul de la Berlin, un emisar francez a insistat ca frontiera cu Bulgaria să pornească de la Dunăre imediat în aval de orașul Silistra pentru a ajunge la mare între cătunele de pescari Vama Veche și Duranculac, urmând să includă populația compact românească din satele dunărene situate între Silistra și Rasova și din jurul portului Mangalia. Dobrogea de Sud sau Cadrilaterul, locuit la acea dată în majoritate de turci și de tătari, a revenit Bulgariei. În anul 1879, România a pretins Bulgariei orașul Silistra și chiar a ocupat Araptabia, fortăreața orașului. Marile puteri au acordat localitatea României, însă Silistra a fost lăsată bulgarilor. Includerea Dobrogei în regatul României a sporit importanța provinciei, deoarece asigura ieșirea directă la mare a statului român. Astfel se construiește podul de la Cernavodă, pentru asigurarea legăturii feroviare directe cu restul țării, iar orașul Constanța devine principalul port la Marea Neagră. De asemenea, tot pe data de 14 noiembrie, în anul 1967, a trecut la cele veșnice Petre Panaitescu, istoric, filolog, membru corespondent al Academiei Române, membru fondator al Asociației Slaviștilor din Republica Socialistă România, precum și membru al Institutului pentru Studiul Europei de Sud-Est din München. Studiile secundare le-a efectuat la Iași și București, iar mai apoi, între anii 1918-1922, cele superioare, la București, și între anii 1923-1924, la Cracovia. Devine membru al Școlii Române din Franța în 1924. Un an mai târziu, primește titlul de doctor în litere, după care susține teza de doctorat intitulată Influența polonă în opera și personalitatea cronicarilor Grigore Ureche și Miron Costin, prima monografie însemnată despre relațiile româno-polone. Între 1927-1932 a fost conferențiar de istoria slavilor la Universitatea din București, iar între anii 1932-1941 a ocupat postul de profesor la aceeași catedră a universității. Între 1954-1965 a activat ca cercetător principal în cadrul Institutului de Istorie Nicolae Iorga. Ca istoric, a întreprins demersuri în editarea critică a documentelor din țara românească, a unor cronici slavo-române și a scrierilor lui Grigore Ureche, Miron Costin și Dimitrie Cantemir.